Absolut, m-a crescut cu poezie. Eu nu mi-aș putut imagina că nu e un lucru absolut banal să auzi la tot pasul un vers. Am început să scriu foarte devreme, deci în școala generală. Îmi amintesc că prin clasa a 5-a, a 6-a, am umplut un caiet de cuvinte, un vocabular, cum se spunea, cu poezii și le-am dat profesoarei de română care era vecină cu noi și ea le-a umplut cu creionul roșu. Nu m-a încurajat. Deci din clasele mici scriu. Poezia și proza au fiecare altă respirație. Au fiecare alt metabolism. Eu nu pot să scriu în aceeași zi și poezie și proză și nu le scriu la fel. Poezia pot să o scriu și în cap, de pildă, eu merg mult pe jos, îmi place foarte mult să merg pe jos și în plimbările mele lungi, poezia se scrie în cap. Sau oricum, într-o primă formă, se scrie în cap. Dar cu proza e alt regim. Proza trebuie să stai lipit de computer. Am stat și 6, 7, 8 ore pe zi doar cu pauză de țigară pentru a scrie o pagină, două. Sau aș scrie ușor, dar sunt foarte exigentă și iau fiecare cuvânt după ce pun în pagină o primă formă, o formă brută. După aceea iau și, precum șlefuitorul de lentile, iau cuvintele la întrebări și le verific. Oare e bine că a fugit sau e bine că a alergat? Oare e adevărat că e cataractă, nu e mai bine cascadă? Pentru că, de pildă, cel puțin pentru mine, deși amândouă cuvintele înseamnă cădere de apă, cataractă și cascadă, totuși, cataracta îmi sugerează ceva înspăimântător, ceva întunecat, rece, care te prăbușește în abis, în timp ce cascada, când spun cascadă, văd o pânză de apă foarte fină, strălucind în soare, care îți dă o senzație de libertate, de aer, de bucurie. Cea mai bună școală de literatură este lectura marilor poeți și prozatori. Dar nu pentru a imita, ci pentru a învăța continuu de la ei, fie că ești începător, fie că ești matur sau consacrat. Celan este un poet unic și prin dramele vieții lui, dar și prin modul în care a conceput poezia. Poți învăța de la el multe lucruri. Poți învăța ideea de concentrare maximă, de esențializare, perioada creația lui de maturitate fiind foarte fracturată, foarte eliptică, punând accent major pe sugestie. Poți învăța de la Celan neuitarea. Toată viața lui a fost torturat de gândul la asasinarea părinților lui în lagărele morții create de Hitler. Altă lecție, la fel de importantă, dacă nu cumva chiar mai importantă,
este cea pe care i-a dat-o lui Adorno la modul indirect. Adorno a făcut o afirmație nefericită, precum că după Auschwitz nu se mai poate, a scrie poezie este un act de barbarie. Și Celani a răspuns în felul următor, rescriind într-un registru și mai dramatic și mai disperat, că poezia nu este un joc de cuvinte frumoase, sclipicioase, ahuri și ohuri romantice, romanțioase de fapt, ci este un gen în care intră și trebuie să intre și suferința, și ura, și frica de moarte, și frica de singurătate, și revolta împotriva atrocităților acestei lumi. Din partea juriului, o felicit pe Mariana Codruț, câștigătoarea premiului pentru microproză al revistei Spiegelungen, ediția 2020. Este un concurs trilingv, a cărui ediție română a câștigat anul acesta Mariana Codruț. Din juriu au făcut parte poeta, prozatoarea, eseista Marta Petreu, traducătorul Georg Escht și eu, criticul literar Doris Mironescu. Și a fost o surpriză să constatăm după operația jurizării că proza de pe primul loc aparținea uneia dintre cele mai bune poete din România, o prozatoare cunoscută de asemenea, Mariana Codruț din Iași, să ne dăm seama, abia după, cum spuneam, revelația numelui câștigătoarei, că de fapt această proză vorbea despre teme despre care poezia ei vorbește deja de 4 decenii. Este vorba de brutalitate, de violență, de rău, este vorba de vulnerabilitate, de vinovăție și de protest. Proza se numește Noua zi și reușește, într-un spațiu foarte mic, să împacheteze o temă foarte complexă și poate, de fapt, să pună în dialog mai multe teme. Proza Marianei Codruț, proza aceasta Noua zi, vorbește aparent despre o idilă rurală, despre o minunată dimineață de vară, să spunem, într-o gospodărie țărănească, în care amintirea trecutului, amintirea celui de-al doilea război mondial, amintirea armatelor sovietice ajunse în Moldova în 1944, se suprapune peste un eveniment familial și traumatic. Și această întâlnire a trecutului cu prezentul înseamnă aici, de fapt, totul. Ei bine, întâlnirea acestor două teme dă substanța și miezul acestei proze a Marianei Codruț, o proză remarcabilă, o proză din care, cum să spun, se poate învăța, se pot învăța lucruri interesante despre identitate, despre memorie, despre ceea ce ne face să fim împreună și ceea ce stânjenește această comunitate a noastră. O felicit pe Mariana Codruț și mărturisesc din partea mea și a juriului sentimentul de gratitudine în fața unei astfel de contribuții. Rândunica din cuibul de sub streașină se puse pe ciripit. Desigur, saluta noua zi. Iată, cum nu, pereții începuseră să se albească, se crăpa de ziua. Îmbujorată, mama s-a ridicat din pat, s-a îmbrăcat tăcută, fără zgomot și a ieșit din casă. Cu porcul și cu găinile nu-i de glumă la ora asta, rup ușile de foame. Iar vaca trebuie mulță că îndată trece cireada pe la poartă. Noaptea plouase bine de tot. Cu cizmele de cauciuc încălțate direct pe pielea caldă, fără șosete, mama clefăi prin glodul ogrăzii, ba spre poiată, ba spre ocol, ba spre magazie, întrebându-se poate a mia oară. Măi, cum o fi arătând ofițereasa aceea din al doilea război mondial prăvălită de pe morgul cel falnic? Abia plecase biata rusoaică de la vecinii părinților după ce își spălase sângele femeiesc în ligheanul cerut prin semne. Abia ajunsese în popușoaiele satului de pe malul Prutului când un glonț întâmplător de-al rușilor, de-al românilor, de-al nemților i-a găurit capul.
Și așa a găsit-o un consătean cu fața în glod. Iar calul, murg, da, da, spuneau gospodarii în șura cărora se primenise, ia-l de unde noi. Cu mintea necoaptă, mama n-a întrebat atunci, dar fata cum era? Și chiar dacă ar fi întrebat, probabil i s-ar fi răspuns doar atât. Frumoasă, bre, omule, ce să mai vorbim? Abia mult mai târziu, mai ales când ploua, mintea ei nu mai scăpa de obsesia. Ce ochi avea rusoaica și părul? Dumnezeu să o ierte, săraca, spuse tare, turnând greunțele în troacă. Apoi și-a făcut cruce, poate a mia oară. În urma mamei, tatăl s-a sculat și el iute și lipa de sculți până la geam, cu o mână ținându-și izmenele, cu cealaltă dând de o parte de un lat de palmă storul, aruncă o căutătură afară. Sârmele de rufe străluceau îmbrobonate cu mii de mărgele de apă, zarzărul și salcâmii grei de frunze erau uzi, portița și gardurile de scânduri ude și negre. Doar o dungă de zare sclipea luminoasă. Cu colțul ochiului văzu flaneaua roșie a nevestei în drum spre fântână. Ar fi trebuit să se îmbrace și el să o pornească la treabă, că doar nu-i duminică. Acuș. S-a furișat în celălalt pat, la picioarele copilei care dormea cu fața la fereastră. Fetica, fetica, murmura liniștitor, înghițindu-și cu zgomot scuipatul, în timp ce își trecura cu grijă sexul întărit între petalele ei roz. Rândunica din cuibul de sub streașină începu să se zbată și să țipe ascuțit. Ucigașul azurului, ucigașul azurului, ucigașul azurului! Poate că cineva ar fi priceput ce zice, dar nimeni n-a auzit-o, toți fiind ocupați cu ale lor. Primele raze de soare pipăiau fruntea umezită de somn, intrau printre pleoapele transparente ale fetiței, iar în ogradă, ligioanele hămesite zbierau și băteau din aripi, nedându-și rând la mâncare.